Pentru a vorbi din paralelogram. Și paralelogram. Am terminat. Nu folosim deloc bisectoarea. Bisectoarea. Fără chestia asta, nu. Programul. Paralela. Da. Deci, vorbim din B1 cu B2. Dacă puneam cu B1 și B2 în paralelogram. 1 și 2. Dar B1 e congruent cu M1, dacă punem acolo. Deci paralel. Cu M1? Da, B1 cu? Cu A1. De acolo. Care se cantă? B1 și care se cantă? B1 e paralelă cu A cu prim. Miruna mi-atrage atenția că asta e paralelogram de așa. Da. Și asta e secantă. Exact. Și aceste două paralele. Pe aceea o secantă. Fac pe B1 cât A1 aici. Cât A1? Asta e și unul. Da? Da? Mână e paralelă cu CB. Mână e paralelă cu CB, da? Da, cu B2 ar fi cât ăla de acolo, dacă da. B1 de acolo. Asta de aici? Da. E cât ăsta tot? Da. Dar nu jumătate. Da, ce știu cu cine ajută. Măi, ce, la ce concluzie ajung eu? Habar n-am. Dacă nu trag cu paralela aceea, nu-i degeaba. Ori problema e greșită. Ceva trebuie să rămâne. De ori acum înainte că îl văd, văd că mă concentră și acum aici și nu văd nimic eu. Deci pe mă... Dar nu, că nu l-ai fi pun mă tu, mama. A, pă congruent cu pă prin B. Da. E paralelogram. Da. A, pă congruent cu pă. Da, avem pă bă latură comună și întreb unghiul dintre ele. Da, și unghiul dintre ele e ăla din A. Nu, încă dintre cele două laturi, mamă. Deci ai pe P pe care a comună, da. Și am A pe... Congruent cu P prin B. Tot unghiul ăsta, așa. Unghiul ăla de acolo. Uite, așa trebuie, nu? Tot unghiul ăla de aici. Păi dacă e paralelogram, știi că e A cu prim, e paralel cu P. Care? A P prim, paralel cu P. Da. A P prim, paralel cu P. A prim, domn profesor. Asta. E paralel, da, e paralelogram. Și se cantă pe B, nu e tot cu unghiul P, e cum e cu unghiul P. Și ce se cantă? Pe B. Păi cum te duci pe aceeași, ori paralel, ori dreaptă, ori se cantă. Dar n-ai cum. Sunt două drepte tăiate, nu se cantă. Sunt două drepte tăiate, se cantă. Paralele pe B și cu A pe prim, da. Deci tu te-ai dus pe chestia asta, unghiul ăsta să fie congruent cu ăsta, da? Da, unghiul din B știi că congruent. Ori știi că suma unghiurilor într-un paralelogram, arătoate unii la altă, fac 180 grade. Dacă le vrei și congruente, atunci fac și 90 de grade și dreptunghi. Deci, ești în momentul ăsta pe varianta directă. Fără să-ți mai propui să arăți triunghiurile acelea, dacă cumva, din alt motiv, vei arăta că triunghiurile sunt congruente, dar fără cu unghiul ăsta cât ăsta. Dacă ăsta e cât ăsta, ești da, ca parcă ai fi spus că... Ia dă-i mă după atât ce face, că ai să tragi de timp, să observi, nu? Da. Nu-i vine nicio idee. Cum nu ne vine nouă? Adică se compune din cine? Ăsta de aici. Deci ne focalizăm. Încă muncești. Dă-i mai departe. Mai departe. Văd dacă ajungi la soluție. Sau ajungi la concluzia că problema nu e fără. Haide să mai citesc. Îți mai citesc o dată. Deci, paralela prin M la BC intersectează latura AC în punctul N și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Întrăzuta de acest cerc. Era făcut P prim, era pus puțin mai încoace între M și P. Ia mai citim încă o dată. Paralela așa asta taie și pe bisectoare și pe AC. Poate în P-ul acela să nu fie pe N-ul acolo, dar P-ul să fie tocmai P-ul aparține lui AC, zice. Oh, Doamne! E clar că nu folosim de o paralelă AC. Da. E de drumul să vedem ce face, dacă se prinde de poantă. Aici este P, nu pe AC. Nu-i pe AC. Uite, P aparține tot dreptei. AC.
Aici e greșeală. Exact. Da. Vă aparține paralele aceea. Vă aparține doamne, paralele aceea. Așa e, da, altă poveste. De ce n-am scos din bursă? Da, da, nu, nu se lega deloc. Da, păi, nu se lega, da, asta e drept. Uite. Mai, eu cred că facem desenul de nou. Da. Foarte tare, foarte tare, bravo! Și nu mai puteam să urmăresc, da? Vezi? Că am încercat și noi, dar n-am putut. Deci, mă trebuie în care care. A, B, C, D, E, mă mijloacă. Care care. Mă aparține lui AB. Mă aparține lui AB. Deci mijlocul. Deci orice încercam fără paralela aceea, părea de aia. Paralela, o dreaptă paralelă la BC. Da. Și paralela asta taie de AG. Așa, așa, așa. Așa. Deci am dus-o așa. Așa se paralelă taie în pe AG și bisectoarea unghiului ABC în B. Și pe bisectoare. Și pe bisectoare. Da. Bisectoarea unghiului ABC în B. În B. Asta-i, da, asta-i desen. Iar, da, iar pe primii simetricului, pe față de M, da, deci mai merg în mână. Așa, P, M, 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 pe prim. Am spus-o că suntem cam aceeași loc cu P. Ei, acum e gata. M, ia să oprim noi să ne ducem. Lasă să unească. Și acum, Ioana, aș vrea să duci tu problema. Deci, ce este figura APB pe prim? Paralelogram. 100%. Știm, da, de ce. Că vorbește, te rog. PM este cât M. M. Pe prim și că AM este cât M, B. Da. Deci care era greșeala? Că această paralelă taie pe AC în N și pe bisectoare, pe bisectoare în punctul P. Da? Acum putem să facem că acum P, P, M nu e paralelă cu BC? P, M e paralelă cu BC. Așa, și acum P, P, M paralel cu B, C, P, B este secantă. Că tot așa trebuie să, cum am zis aici, unghiul M, P, B să fie congruent cu unghiul M, B, P. Adică ce fel de triunghi să fie acelea? Triunghi? Triunghi isoscel, da. Deci dacă noi reușim să arătăm că unghiul M, P, B este cât M, B, P, e gata problema. Pentru că în condițiile astea M, P este cât M, B și ele sunt jumătăți de diagonale, înseamnă că AB va fi cât P, P prim și asta înseamnă că drept paralelogram cu diagonale egale e dreptunghi, da? Da. Ei, concentrează-te, rog, aici să vedem cum arătăm că... Păi știm că unghiul ăsta, unghiul M, B, P e congruent cu unghiul N, B, C, pentru că B, P e bisectoare. Da. Și BP este secantă. BP secantă, foarte bine. Asta înseamnă că BP M unghiul ăsta e congruent cu unghiul M B C, M B C. M B C. Da. Și gata problema. Da. Pentru că ăsta de aici, ai spus tu, Adina? Ăsta de aici e congruent cu ăsta de aici, care e congruent cu ăsta de aici. Corect. Și gata. Da. Și atunci unghiurile acelea din P și din B pentru triunghiul P, M, B sunt congruente și le-ai făcut și sosce și gata e problema. Da. Ioana, ce am învățat din problema asta? Hai să vedem. Ce poți povesti tu din experiența problemei acestea? Trebuie să găsim și alte căi în afară de cele pe care le știm ca să rezolvăm problema. Că, de exemplu, calea asta pe care am făcut-o noi aici, n-am mai întâlnit-o niciodată, cum să arătăm că nu mi-a venit niciodată în minte. Foarte tare spui aici. Adică despre nevoia
Din dată ce ești, știi că ai un parlogram, da. Din dată ce știi că ai un parlogram, te străduia după definiție să arăți că are un unghi drept. Da. Dar imediat a fost ascunsă altă proprietate. Diagonale sunt congruente. Da. Iar diagonale congruente înseamnă că sunt acolo triunghiurile acelea isoscele. Deci, vezi tu, Ioana, triunghiul A, O, O, B, sau dacă vrei și triunghiul celălalt, C, O, B, C, O, D, C, O, D, sau și C, O, B, și C, O, B. Și D, O, A. Da? Și acele, dacă arăți că sunt isoscele, unul din ele. Da. Unul din ele e gata problema. În momentul de față, eu cred că și altceva trebuie să spunem. Vreau tot de la tine. Deci... Să citim cu atenție. Asta-i! Fantastic! Fantastic de tare! Deci, noi am încercat împreună aici, amândoi, să încercăm să rupim problema, să o facem noi. Dar câtă vreme sesizam că paralela aceea nu-i folosită, spuneam, nu-i, ceva nu-i clar. Și nu îmi dădeam seama deloc decât în final am spus, hai să mai citim o dată ipoteza. Da. Deci suntem atenți maxim cu putință. Adică paralela aceea taie pe AC și pe bisectoare o taie. Da. Și pe bisectoare. Pe AC în punctul N și pe bisectoare în P. Da. Nici nu mai era nevoie să spune pe AC. Eu cred că autorul aici a fost așa, ca să el trebuie să spune paralela prin M la BC taie pe bisectoarea dusă din B. unghiul lui B în punctul P. Da. Că P acela ne interesează. Da. Și până vorbește despre simetricul lui, vorbește de P prim, simetricul lui P față de M. Și cu asta are cele patru puncte vârfurile unui parlogram, am spus noi și că vârfurile parlogram acesta, dacă arătăm că are și un unghi drept, nu ne ieși cu un unghi drept, după definiție, ci am arătat că, de fapt, triunghiurile cele sunt isoscele. Suficient pentru diagonale congruente. Deci, dragilor, o pățiți ca profesorul din film și ca profesorul de astăzi, da. Care neatent, el, nu numai el, dar totul, hai să recunoaștem un lucru. Din punct de vedere didactic, pedagogic, a exploatat la maxim situația. Dar știi de ce a exploatat la maxim? Pentru că el citea problema pentru dat. Cum de fapt, noi am citit-o iarăși după ani de zile, eu nu știam acum problema care vii tu. Da. Și m-am aflat în aceeași situație. S-a repetat situația de atunci. Nu? Ducându-mă după ipoteza aceasta, am sesizat că nu valorificăm deloc paralela. Ce mai fi comentând el nu mă mai interesează de acum. Da. Dar cred că comentează și el tot, așa cum o facem noi astăzi, că nu e în regulă când sesizez că ceva din ipoteză nu valorifici în problemă, înseamnă că ceva e greșit. Da. Și tu trebuie să reiei din nou problema. Cu asta, deci cu multă deci noutatea a fost asta pentru tine, că într-un dreptunghi, nu? Pentru a arăta că e dreptunghi un parlogram, nu neapărat unghiul drept, ci și că diagonalele sunt congruente sau triunghiurile cele sunt isoscele. Foarte importantă chestia asta. Deci asta. Și cel mai important lucru care trebuie să-ți recunoaște, citești ipoteza de 70 de ori. De 70 de ori câte 7, nu? Da. Cum spune la iertare. Hai să vedem mai departe. Altă... și pe bisectoare. Ai o altă problemă, nu? Da. Și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Înseamnă că e posibil. Tot în filmul ăsta sau în alt film? Nu, în film de la lecția 631. 631. Dar știi că mi-a plăcut, mi-a ales problema asta. Dovadă că ai muncit tu acolo. Deci nu mergea, nu știu. Dar cred că n-ai mai avut răbdare să te uiți că îmi faci modificarea ipotezei. Da. Deci modifică, își dă seama de greșeala de asta. Seara și bine ați revenit cu treaba la profesorul cu exerciții de matematică. Ei sunt în clasa 11. Sunt dreptunghi. Toate proprietățile la parlogram. Asta e altă problemă. Da. Acile adus. Plus 1 pe 2 egal. Deja începe. Te rog să-ți ții tot timpul. 29 pe 4. Pascal, adică tu... Eu nu știu unde e.
forța să pătrunzi și să desfaci, cum am spuneam mai devreme, ipoteza. În ordine ca să încercăm să văd... Geaba de tunchi. Eu nu știu ipoteza și nu pot să iau problema de la mijloc. Ema? Este visătoarea unului grav. Așa că da, e. Dar asta am făcut-o, e. Da, asta... Ba da, am făcut-o. E H și sfat. E H, cu dreptunghi, am făcut-o. Și pe 5. Da, și da, pe 5. Da. Și acum o să te rușnuse. Păi, da, așa. Și 6 la fel, ia să vedem. Rămăsesc o singură problemă, de fapt. 6 și 8. 6 și 8, da, așa. 6 făcă seamănă cu 5. Stai puțin să vedem. Să vedem ce mai... Deci ABCD de 2 puncte, astfel încât A e bisectoare, astfel încât A e bisectoarea lui Hioabu, cu e bisectoarea lui ABC, trebuie o repeta din greșeală. Foarte bine, poate zice o bisectoarea lui BFS. Nu mai obosesc. Aici bisectoarea lui BCD este aici. E vorba de tema lor pentru acasă. Da, intersecția lor e egal cu H și intersecția lor e egal cu H. E aceeași problemă. S-a repetat. Din cauza... Da, autorul repetă acolo sâmbătă din nou. Din greșeală. Da. Bun. E aceeași, identică. Și 8 atunci. În dreptunghi ABCD. ABCD nu mai spun că este... Nu, e dreptunghi. Dreptunghi, corect. Deci în dreptunghiul ABCD. Da. Avem. Dacă am spus dreptunghi, toate proprietățile la paragraf Adi sunt preluate. Tot ce a spus Anca, dar plus ce avem? Plus o unghiurile din 90 grade. Da, și diagonale sunt complete. Da, diagonale sunt complete. Așa, paragraf. Perpendiculara din AB. Deci, B, D, B. Da. A, perpendiculară din A pe D, B, intersectează dreptele D, C și B, C.